Bau! Amica de-a mea mi-a sugerat să vorbesc despre artă. Și am ales să vorbesc despre arta tatuajelor. Am ales 4 artiști și o să vă prezint vreo 3 lucrări de la fiecare. Primul e Dmitri Samohin din Odessa, Ucraina. Urmează cele 3 lucrări de-a lui. Următorul pe listă este Sebastian Rotenar din Satu Mare, orașul meu natal, România. Următorul artist este Tim Hendrix, care probabil ați văzut și la Miami, mai printre ultimele sezoane era. Și ultimul artist de pe listă este Corey Miller, care desigur, probabil mai mult ca sigur, desigur, de presibil, da? L-ați văzut la LA Inc. alături de Cat. Tipul ăla mai bătrânel, mai grăsut, știți voi. Știați că și în Paleolitic se făceau tatuaje? Atunci oamenii foloseau ocrul. Ok, întrebarea zilei, cum ar fi, ce ți-ai tatuat tu? Lăsați coment și o să apară data viitoare la vlog, într-o căsuță, și aș aprecia și alte sugestii despre ce vreți să vedeți în următoarele videouri. Veți găsi un link pentru Facebook la fiecare artist, aici jos, în comment bar sau ce pușca mea îi. Și ne vedem data viitoare. Pau. Încă ceva. Vă salută lampa.